Ce părere aveți despre filmul Miami Beach? Doamnă, ce se întâmplă la perioada respectivă? Lăsați filmul și cu astea, că vorbim noi. Vreau să vă spun în felul următor. S-au făcut niște chestii extraordinare care mie nu-mi plac. S-au făcut niște chestii făcute de sus. Există un motiv anume pentru care virusul COVID-21 sau cât este, a fost transmis la noi în țară până extraterestri. Până extraterestri, doamnă. Pentru că sunt lucruri care nu mi se leagă. Dar la mulți nu se leagă. Să știți că nu e toată lumea cum sunt eu. Eu, în 91, am văzut niște chestii la mine iadă. Când s-a ieșit pe stradă, cu mine, nu râdeți, doamne, nu râdeți că eu am fost acolo. Eu știu ce, nu mă râd, adică eu am fost acolo, mă înțelegeți? Deci, în 91, a ieșit domnul Iliescu în trei și le-a zis, mai trageți cu pietre și cu bici și cu alea, sau și cu furci, că nu mai aveau golanci ca atunci. Alea sunt lucruri controlate. Pentru că domnul Iliescu nu era vocea lui. Mă înțelegeți? Domnul Iliescu atunci a gândit-o extraterestru, a intrat în mintea lui, i-a făcut-o parapsihiculoză de asta. Păi, apropo, dumneavoastră ați văzut ce se întâmplă la ora actuală în școli? Că deja s-au băgat extraterestri și pe gramatică. S-au băgat pe adverbe, pe complimente, de bot, de loc, de spațiu, doamnă. S-au băgat peste tot, e în mâna extraterestrilor. Credeți-mă ce vă zic, s-au văzut și unele chestii, dar vi le spun într-o altă interviu de asta. Le-am văzut pe cer. Opriți camera.